Bună, dragilor! Astăzi vom citi împreună povestea Regele Leu. De când e lumea lume, toate ființele, de la furnică la elefant, au un loc în marele ciclu al vieții. Înțeleptul Mufasa este regele tuturor leilor. Iubitoarea leoaică Sarabi era regina. Simba, fiul lor nou născut, era menit să ia locul tatălui său drept rege leu în viitor. Dar acea zi era încă foarte departe. Între timp, babuinul Rafiki presără fire de praf pe Simba și îl ridică deasupra tuturor, iar animalele strânse în jurul stâncii leului îi urară bun venit viitorului conducător în ciclul vieții. Dar era cineva care nu lua parte la această sărbătoare plină de bucurie. Este vorba de Scar, fratele mai tânăr al lui Mufasa. Dușmănosul Scar sperase ca el să devină rege, dar atunci când Simba apăruse pe lume, planurile lui se duseră pe apa sâmbetei. Într-o dimineață, Mufasa îl luă cu el pe Simba în vârful stâncii leului. Când domnia mea se va încheia, va începe a ta. Tărâmul acesta luminat de soare este regatul nostru, spuse Mufasa. Ce mare e! Și locurile acelea ascunse în umbră? Întrebă Simba. Acela este tărâmul umbrelor. Se află dincolo de stăpânirea noastră. De aceea, Simba, nu ai voie să mergi niciodată acolo singur. Am crezut că un rege poate face tot ce vrea, răspunse Simba. Să fii rege înseamnă mai mult decât să faci mereu ce vrei, zise Mufasa grav. Să fii rege este și o datorie. Când Simba îl întâlni pe Scar, îl anunță mândru. Unchiule, tata spune că, într-o zi, eu voi stăpâni regatul nostru. Chiar așa? Zise printre dinți Scar. Tata mi-a arătat tărâmul umbrelor, dar mi-a interzis să merg acolo, spuse Simba cu regret. Desigur, tatăl tău are dreptate, se învioră Scar, cu un plan viclean încolțit atunci în minte. Cimitirele elefanților nu-s pentru leii mici. Ca să te duci acolo, trebuie să fii un leu curajos și îndrăzneț. Scar știa că Simba va dori să arate cât de curajos este și, în ciuda interdicții tatălui său, va porni spre capcana de pe tărâmul umbrelor. Și nu greșea deloc. Încurajat de cuvintele lui Scar, Simba se hotărâ să cerceteze împrejurimile misterioase. Își convinse prietena Nala să meargă cu el și în scurt timp ajunseră în întunericul din tărâmul umbrelor. Ce grozav e, șopti Nala. Aici e cimitirul elefanților de care vorbea unchiul. Hai, să mergem să ne uităm de aproape. Ești în siguranță alături de mine, Nala. Ce bine! În sfârșit v-am găsit, spuse Zazu, pasărea rinocer care era consilierul regal, răsuflând ușurat. Haideți, să ne întoarcem repede acasă. Vai, e foarte periculos aici. Periculos? E grozav, exclamă Simba. Îmi place pericolul și nu-mi e teamă de nimic. Hihihihi, se auzi dintr-o dată un chicotit, iar trei hiene ieșiră din grămada de oase. Banzai, Shenzi și Ed. Zazu, ministrul lui Mufasa, era ușor de recunoscut și ei ghiciră că îl aveau în față pe urmașul la tron, micuțul Simba. Ce bine că ați venit, aveam o foame de leu. Iar acum ne așteaptă un festin regal, zâmbi Shenzi sinistru. Eu vreau un picior de leu, sau două, plescăi Banzai. Hihihi, râse Ed, care mereu râdea. Pui se
se grăbiră să scape, dar hienele porniră după ei. Chiar atunci se auzi un răget puternic, iar Mufasa a apărut din spatele stâncilor. Mai supărat, fiule, spuse Mufasa când rămaseră singuri. Ai fi putut să mori. Ai pus-o pe Nala în pericol și mi-ai încălcat interdicția. Voiam să arăt că sunt la fel de curajos ca tine, răspunse Simba. Eu nu-mi risc viața fără folos, îi zise Mufasa. Dar ție nu ți-e teamă, iar eu vreau să fiu ca tine, strigă Simba. Azi mi-a fost teamă, mărturisi Mufasa. Mi-a fost teamă că te-aș putea pierde. Tatăl și fiul priviră împreună cerul plin de stele. Tată, vom fi mereu împreună, nu? Întreabă deodată Simba. Strămoșii noștri ne privesc de acolo, dintre stele. Când te vei simți singur, ei îți vor veni în ajutor, iar eu voi fi printre ei. Scar era furios pe hiene pentru că îl lăsaseră să scape pe Simba din